Prietena mea și-o tras-o cu gagiu meu. Bă! Am plecat! Salut, șacalilor! Ce faceți? Niculeț, când postez! Niculeț, secretele abonaților! Că am zis pe Instagram, am postat asta și am zis, bă, ziceți-mi secrete, să mai facem un episod, cu ultimul a fost anul trecut. Seria unde eu pun un post pe Instagram și vă zic, bă, lăsați-mi secretele voastre, eu le citesc complet anonimat, nu divulg la nimeni ce se întâmplă aici. La ultimul episod am făcut peste 1500 de abonați, așa că dacă ați vrea să vă abonați, ați fi cei mai tari, pentru că oricum doar 44% din oamenii care îmi văd episoadele sunt abonați. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru tot suportul pe care mi-l acordați, pentru că îmi lăsați foarte multe comentarii și aprecieri și distribuiri și îmi dați mesaje și vă iubesc, sincer vă iubesc. Începem. Când eram mai mic, îmi plăcea să mănânc lipiciu de desen de la școală. Dar am început, ok, asta e basic. Ce, tu nu făceai asta? Cum adică nu făceai? E ciudat să mănânci lipiciu sau ci? Nici măcar nu lipeam lipici de aia, băgam de în aracet, așa, băgam de gedri, hop, așa, luam pe de-astea două, deci băgam direct în gură, aracet. Ci, nu-i bun aracetul? Are proteine, mă, aracetul, cum să mănânci aracet? Am fost într-un magazin și am furat parizer. Poți să furi ceva, o sticlă de nu știu ce, care costă mult, orice veri furi parizer, mă. Am mințit că ies afară cu colegi și am ieșit cu gagica. Mă, sincer, bine că n-ai mințit că ești cu gagica și ai ieșit cu colegii, că eu dacă eram tactul mă supăram, sincer. Îi dai bani să scoată o gagică în oraș, să scoate pe Andrei și pe Mihăiță. Hai, las-o că Andrei și Mihăiță. Prietena mea și-o tras-o cu gagiu meu. Bă! Am plecat! Bă, sincer, îmi pare rău, măcar de pierdeai doar unul, știi? Ori gagiu, ori prietena, s-ai pierdut și prietena și gagiu. Asta e, mai se întâmplă și la Casimar, nu? Am luat un băiat de tricou și l-am pupat pe buze în clasa 1. Deci eu sunt cu vărul meu împreună, dar nu știm cum să spunem asta la părinți. Bă, las-o, bă, îmbrânză, măi. Mi-a trecut cheful de citit secrete. Nu mai vreau. Nu mai vreau. După un episod de ăsta, mă simt, frate, știi cum sunt psihologii sau psihiatria care, bă, ei e nebune, știi? Ei trebuie după să se ducă să se relaxeze așa, pentru că nebun. Bă, așa mă simt și eu, veri. Eu mă încarc cu foarte multe lucruri ciudate, veri. Dar din, bă, bă, din toți oamenii, ok? Bă, ai colegi de clasă, veri. Un vărt, bă, cât de frumos o fi, veri, vărtul. Să n-alegi altul, mă. Bă, prietenul vărtul, mă, alege pe prietenul vărtul. De ce pe el? Bă, cât de frumos poate să fie. Du-te la Zayn Malik. Du-te la cântăreți de ăștia, la Maluma. Uite-te la Maluma, lasă-l pe vărtul în pace. Bă, nu vă mai pupați cu verișorii, bă. Deci asta cu verișorii este un... Este așa, se întâmplă în fiecare episod. Bă, cineva are ceva cu vărsul sau cu varsa, bă, pe cuvântul meu. Și am mai ignorat vreo 5 de astea cu verișori și verișoare. Am făcut pipi pe mine de ziua copilului acum 4 ani și m-am mudat să nu se observe că am făcut pipi. Aia, folosesc, am folosit și o tactică asta. O înțeleg, gen, poate mai scape așa și gen iei niște apă și când te speli pe mâini dai mai mult pe tine, ca și cum dacă te întreabă cineva ce ai făcut, bă, la modul am dat prea tare apa, știi, și o sări pe mine, știi? De nu-i ca și cum am făcut pipi pe mine, am scăpat o leagă, știi, gen, o sărit apa, știi? M-am culcat cu fratele celei mai buni prietene și ea încă nu știe. Celei mai buni prieteni, bă. Bă, celii mai buni prieteni. Mereu mint că am 3 ori pe telefon, stau zilnic 10. Bă, deci în momentul ăsta, toată lumea să intre. Bă, dar bă, intrați pe videoclip înapoi. Acum vreau să văd câte ori aveți pe telefon. Eu am 2 ore 52. Dar bine, eu am ajuns pe la 2 seara în Bacău. Înțelegeți că am venit de la București și s-o mai lua și de acolo timp. Adică deja a trecut în ziua asta că am stat. Este chiar o problemă, frate. Gen, telefonul chiar creează dependență. Și mi-e ciudă uneori, mă credeți că acum fac și eu o confesiune uneori. Parcă mi-e ciudă așa că mă aflu oarecum în domeniul ăsta, pentru că am nevoie să stau mult pe telefon, frate. Vreau uneori să-l mai las, dar uneori nu pot, pentru că am treabă, se întâmplă chestii și sunt așa pe ecranul ăsta și mă enervează. Efectiv devin adultul ăla pe care nu-l vrei. Efectiv devin ăla care spune, bă, lasă-și tu ăla cu telefonul, uite-te pe afară, ăla devin, ok? Eram pe apel cu o colegă și și-a băgat o perie de păr în... Am înțeles, te rog, spală-mi ochii. Te rog, spală-mi și mie ochii acum. Când eram foarte, foarte mică, eu cu vară mai ne arătam ce chiloții aveam. Am și eu sus chiloței de la Pepco, dacă vreți. Am avut un cont secret ca la Gossip Girl și nimeni n-a știut. Bă, frate, faptul că știu ce înseamnă asta mă neliniștește teribil. Am copiat tot testul fără să mă vadă nimeni și am luat 3. Era să dau foc la o casă cu prietenii mei, am luat amendă de 50 de milioane, familia mea nu știe. Am intrat peste bunica în baie și ea era în duș. Fumez și am 11 ani, țigări și vape. Bă, vă rog frumos, fac un apel la încrederea voastră față de mine, dacă aveți. Prima rusă vă zic frumos, am zis în seria asta, nu critic, nu judec ce se întâmplă aici, rămâne aici, nu mă interesează cine a scris,
dar ofer un sfat, atâta. Știu că sfatul se ofere doar când ți le cere cineva, dar mă simt așa, poate să intru, să fiu un pic mai bădrant, să-ți dau un sfat. Este așa păcat, frate, să fumezi așa, să fii și copil, bă, să începi de copil așa, nu mai, dar și ca la vârsta mea, e păcat, frate, nu are sens. Voi nu vă dați seama ce corp putem să avem noi oamenii, da? Bă, când ți-a intrat un virus în tine, să vezi cum pleacă, frate, celulele, bă, cum pleacă și se duc, bă, și efectiv la nivel microscopic, se duc, bă, și bat virusul așa, bă, celulele alea te apără pe tine, frate. Se duc să moară pentru tine, frate, și tu fumezi, frate, și îți bagi acolo, îți bagi prostii de alea în corp. E păcat să nu-ți respecti corpul și și un gest și dai și bani în plus dacă să o dăm și așa, plătești și bani în plus, nu mai fuma. Vă rog eu, dacă fumați, chiar dacă sunteți copii sau câți ani îți avea voi, dacă vă uitați la mine, încercați pentru mine o săptămână, vă rog, nu două, una, încercați una pentru mine. Bă, să aveți așa, băi, am promis lui Nic să văd o săptămână, bă, mor o săptămână, mă, fac așa convulsii dacă nu fumez o săptămână. Ok, ăsta e un sfat, acum zic că vin... Imaginează-ți că vine ăsta la tine și te întreabă: "De ce fumezi? N-auzi? Ți-am zis să mai fumezi, ți-am zis pe clip. De ce fumezi? N-auzi? Bam, și-ți dau așa un, așa e crăpat cu țigara aia, cu tot, cu vape, cu tot. Nu mai fuma!" Când eram mic, trăgeam fuseite în autobuz și după o doamnă a zis că vrea să oprească că puțea rău. Așa sunați răufăcătorii, bă. Fumezi de la 9 ani și părinții mei nu știu, doar fratele meu știe că fumez. Altul, bă, efectiv mai dau o dată play la ce am zis înainte. Am spălat toaleta cu perea de dinți lui fratele și acum o folosește, bă. Cât de țărat să fii, mă! Cum să faci, bă, așa cea, deci nu i-aș dori nimănui asta. Bă, băiatule, bă, bă, nu mai faci asta, te rog, eu îi cumpăr eu alta, te rog, dă-mi, îi cumpăr eu alta și o trimit. Zi-mi unde stai, că-ți trimit o periuță. Secretul este secretul gustului cu aromă de găină. Lucrez în armată, mi-e puțin frică de războiul de la graniță, Dumnezeu să ne apere. Bă, un mare respect pentru toți oamenii care aleg să facă asta. Ce pot să spun este că ei sunt adevărații patrioți. Era să mă dezvirginez în baia școlii, peste am 14 ani. Mi-am făcut iubit pe TikTok la 8 ani, el avea 17. Hold on! Justițiare! Vino o leacă, justițiare! Când eram mic, am intrat la ei mei în cameră și am vrut să aprind lumina, dar ei făceau treaba aia. Am dat un stâlp peste o mașină și am fugit de acolo. Vara mea făcea ore online și bunica mea se dezbrăca în spatele lui Varmea care avea camera deschisă. Nu știți ce nu citezi de aici. Deci este... Îmi dau seama câte secrete... Deci îmi dau seama ce viață frumoasă am eu și când am... secrete, frate. Și că dacă mă puni la de-alea cu pistol la cap să spun cel mai secret al meu pe care l-am, nu-i ca astea, veri. Nu, sunt ok, sunt un om ok. Sau poate sunt un om plictisitor, veri. Poate de-aia n-am secrete cum sunt astea, dar what the fuck. Aveam un safir și mi-a fost rușine să mă duc la WC așa că m-am chișet pe niște șervețele în camera mea. Când eram mică m-am tăiat cu lama de ras la osul piciorului. What the fuck. Bă, vere, bă, dar cum o, tu cum dădeai cu așa, rădeai cu lama sau ce făceai, nu așa, dădeai așa, ă? Dar e parizer, direct cu lama, aia trească familia mea. Vorbesc, dar eu foarte prost, acum vreo săptămână sau două, aveam un bic și am vrut să văd dacă mai merge, nu știu ce, și am dat așa, efectiv am dat așa cu degetul pe el, știi? După am văzut că stai așa, bă, ce prost ești, cum naiba m-am... Am dat așa. Am aflat că iubitul meu m-a înșelat în fiecare lună de când suntem împreună de 2 ani. Și pedeapsă. Vrei să-i dai, gen ce tortură vrei să-i aplici, că te ajut, te ajut și eu. Dacă vrei eu îl țin și tu-i dai. Putem să facem asta, contra bullying, bă, îl țin eu și tu-i dai. Dacă nu mai poți să-i dai tu, îl ții tu și-i dau eu. Și dacă nu poți nici tu să-l ții, îl țin tot eu și-i dau tot eu, dacă vrei. Am împăcat cu acel băiat de minim 5 ori, de ce? Nu știu. Când eram mai mic, nu-mi plăceau sarmalele, acum le ador, bă. Deci ăsta e cel mai urât secret pe care l-am auzit, veri. Bine că s-o termina cu bine. Odată am băgat bani pe Roblox ca să iau Robux și mama pentru un timp nu aflase. Nu a aflat. Păi mi se par prea amuzante meme-urile cu Roblox, veri, cu Robux. În prima zi când mi-am luat bicicleta, am intrat într-un copil și de atunci bicicleta scârții în continuu. Acum ceva timp, pe când eram în clasa 7, am dat una mică la ora de engleză cu colegul meu. Ok, hei. Îmi place prea tare canalul tău. O, mulțumesc, dar cum am citit ăsta, bă? Ce, a venit aici, chiar era următorul. Gen, am sărit 10 secrete să-l citesc pe ăsta. What the fuck, mulțumesc. Iar îți mulțumesc că îți place canalul meu, I love you. Și dacă vrei să bagi codul SNEAK MAI FUSIO, care dă 10% reducere și mergi la produsele deja reduse și practic ai dublă reducere. Cum vrei tu, mulțumesc. Codul SNEAK care funcționează de atâți ani. Mă mai mir și cum funcționează. Mulțumesc că-l folosiți. Când am fost la un festival, am scuipat un băiat și băiatul a crezut că a fost un prieten al meu și l-a bătut. Când eram mic, luam mâzga de pe broaște și făceam slime cu ea. Asta înseamnă copilărie, vezi? Asta înseamnă că bravo, bravo. Alții făceau cu aracet și cu substanțe toxice. Vezi, tu făceai cu ceva ce... Bravo! Ai avut o copilărie frumoasă. Am o frică teribilă de eșec, dar hala Madrid. Cel mai mare eșec este atunci când nu încerci.
Sper că te-am ajutat. Am avut o relație intimă cu o fată și în acea seară și cu sora și cu verișoara ei. Bă, mă, ce sunt? Băi, Brad Pitt este plin de Brad Pitt, veri! Este plin de Orlando Bloom și de ăștia. De unde a stat, bă? De unde? Trească familia voastră. Părinții mei erau în străinătate și eu aveam 13 ani și am cu fete de la 12 până la 5 dimineața. Bă, bra, ce să mai zic, mă? Este, înseamnă, eu am făcut poate ceva greșit în viața asta. Pe cuvântul meu, dacă nu. Am prins pe tatăl meu cum a înșelat-o pe mama de ziua ei. Mamă, ce cadou eu făcut. Când eram mic, îmi sugeam degete de la picioare. Ok, cred că ușor, ușor se termină episodul ăsta. Încă sunt virgin și toți tovarășii mei știu că nu sunt. Verișorul meu a atins în zona intimă în timp ce eu dormeam. Îmi plac genele tale. I-am făcut un prank anonim mamei și a sunat la poliție ca să caute cine a făcut. Te-am văzut pe stradă și te-am urmărit până ai observat. Eu am vrut doar să fac o poză. Am mulți oameni care mă urmăresc așa și mă întorc deodată că mi se am senzația că bă, cineva mă urmărește. Mă întorc și așa oameni care stau cu telefonul, știi? Zic, vrei cumva o poză? Da, 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 că voiam să zic, ok, de ce nu mi-ai zis? Păi nu, că te-am urmărit de la ce eram acolo și am mers 2 km. Zic, cum mă vrei, ai venit 2 km în spatele meu și nu mi-ai zis nimic? Gen, nu m-ai strigat, mi-ai zis, bă, țărani, întoarce-te, oleacă. Nu, că mi-era rușine. Uitați cel mai frumos secret pe care l-am văzut vreodată. Am folosit codul SNIC cu 10% reducere și la produsele deja reduse. E wow! Mulțumesc, mulțumesc! Mai sunt foarte multe secrete, chiar foarte, 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 foarte multe, pe care nu o să le mai citesc acum. Și cele pe care nu am citit astăzi, să mi le spuneți data viitoare când o să postez pe Instagram, dacă mă urmăriți la Ron Sniculeț, să-mi lăsați acolo secretele ăștia la care nu le-am citit, da? Ca să le citim atunci. Ca un verdict acum la finalul episodului, aș vrea să vă zic, lăsați verișorii și verișoarele în pace, vă rog. Pentru că, bă, se fac o campanie anti-verișori, se întâmplă ceva, veri. Exagerează verișorii, veri, bubui de frumusețe, nu știu ce se întâmplă cu verișorii așa și cu verișoarele, că nu mai pot. O să mai facem dacă vreți, deja cred că suntem la 5-lea episod, dar nu știu dacă mai are haz, pentru că o făcut după toată lumea. Și mi se pare că s-o cam consumat chestia asta. Dar eu o să o fac pentru că chiar mi-ați cerut. Până la urmă am și eu idei de videoclip în plus, nu? E mai ușor pentru mine așa decât să caut ideea. Uite, bam, fac asta, super, ușor, mă pun, bam, bam. Din nou vă mulțumesc pentru tot suportul. Simt că nu spun asta destul, dar să știți că văd fiecare comentariu pe care mi-l lăsați. Îl apreciez, mă uit la mesajele de pe Instagram. La unii răspund, încerc să răspund seara la mulți. Poate la unii nu răspund, dar încerc să văd toate mesajele și vă mulțumesc pentru toate mesaje. Mulțumesc pentru comentarii, vă mulțumesc pentru aprecieri, vă mulțumesc că vă abonați la mine, vă mulțumesc că vă uitați, mulțumesc că vă susțineți, că îmi dați mereu cuvinte de laudă, cuvinte bune, frumoase. Mulțumesc că mă opriți pe stradă și că intrați în vorbă cu mine și am ocazia să vorbesc o leacă cu voi, așa 2-3 10 secunde orice, să schimbăm niște vorbe. Îmi dați mereu o stare foarte bună. Păi și vreau să zic că nu cred că am întâlnit vreodată de când fac asta un om care să-mi dea o stare proastă, să mă întâlnesc cu el pe stradă sau așa. Deci de asta vă mulțumesc că mereu îmi dați starea voastră de bine ca eu să pot să vă dau înapoi. Mulțumesc! Dar până data viitoare eu ce să vă mai zic? Pe țapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Bă, bă.